Grupul de lucru România Solidară din cadrul programului Coaliției România Sustenabilă urmărește identificarea și implementarea celor mai eficiente soluții de reducere a sărăciei printr-un parteneriat onest între instituțiile statului, organizațiile neguvernamentale și reprezentanții mediului de afaceri. Oamenii politici trebuie să conștientizeze dimensiunea sărăciei și impactul său devastator asupra societății și economiei românești și să vină cu soluții concrete și sustenabile de îmbunătățirea calității vieții. Să vedem cum se poziționează oamenii politici în fața acestei realități și care sunt soluțiile lor. Dumneavoastră și partidul pe care îl reprezentați veți susține aplicarea legii venitului minim de inserție aprobată de Parlament încă din 2016? Răspunsul este da și nu numai atât. În 2016, când a fost vorba de avizarea de către guvern a acestui proiect, Ministerul Muncii, pe care am avut onoarea să-l reprezint, avea în spate numai puțin de 4 ani de zile de muncă de teren și de cercetare făcută de Banca Mondială pentru a substanția, pentru a articula acest program. Și sprijinul nostru a fost până acolo încât identificase modalitatea de fazare și de implementare în buget. Și practic când a plecat guvernul în care am făcut parte, trebuia ca în luna aprilie 2017, și doar la câteva luni după, să intre în vigoare legea respectivă, adevărat cu o aplicare graduală. Acest lucru nu s-a întâmplat, lucrurile s-au amânat și acum avem ocazia. Da, avem ocazia, iată, după 5 ani de zile, ca să prindem oportunitate legată de Planul Național de Redresare și Reziliență, unde am fost raportor în Parlamentul European pentru întreg mecanismul la nivel european, și să folosim acest prilej pentru a introduce ca reformă în cadrul planului pe România partea de venit minim de inserție, de incluziune. Redresarea României nu are cum să se facă numai cu economic. Ai nevoie și de o dimensiune socială importantă, tocmai din rațiunile pe care le-am expus mai devreme. O societate frântă nu are cum să fie eficientă economic. În momentul în care vorbim că legea este înainte de toate, uite că atunci când este vorba de acordarea unor drepturi esențiale, practic, uităm să aplicăm legile. Deci, sigur, răspunsul meu la întrebarea dumneavoastră este afirmativ. Suntem într-un moment în care protejarea celor mai vulnerabili este esențială, iar costurile pe care le presupune această protecție pot fi susținute inclusiv prin fonduri europene. Planurile naționale de redresare și reziliență, evident și cel al României, atunci când va fi adoptat, trebuie să aibă în vedere proiecte care să asigure și coeziunea socială, ceea ce înseamnă sprijin chiar material pentru persoanele care se află în situații de dificultate, așa cum sunt acestea definite prin lege. Cred că aplicând această lege, România va fi mai aproape de ceea ce ne dorim cu toții. Sprijin și respect pentru cei care au avut poate mai puțin noroc în viață și mai puține șanse, stimulând în același timp productivitatea muncii. Da, tocmai spuneam mai devreme că una dintre problemele pe care le avem este că nu aplicăm legile pe care le avem în vigoare. Întotdeauna se prorogă, întotdeauna se găsesc scuze pentru a fi anulate sau amânate anumite decizii bune pe care toată lumea le aplaudă atunci când sunt luate și prezentate de mari realizări, dar iată încă o dovadă că lucruri de minim bun simț în ceea ce privește eficientizarea întregului sistem sunt amânate sau neglijate tocmai pentru că decidentul politic nu a mai avut timp să trateze cu multă atenție și responsabilitate și această problemă. Este evident că toată lumea dorește să trăiască cât mai bine și că toți dorim ca ceilalți să trăiască ca toți cei din jurul nostru să trăiască cât mai bine. Problema, și într-adevăr, eu am spus chestia asta de foarte multe ori. Mi se pare foarte just că atunci când calculăm coșul minim și toate indicele astea care să arate cât trebuie să fie venitul, să privim lucrurile
neapărat din perspectiva supraviețuirii. Cât îi trebuie un om calorii ca să supraviețuiască? Păi, nu știu, 2500 de calorii, ok, se poate rezolva asta într-un kil de cartofi. Bun, hai să, deci îi trebuie 30 de kg de cartofi, să zicem. Pentru că evident că nu asta este viața. Și atunci, într-adevăr, pe toate studiile din, făcute în direcția asta, s-ar putea ca veniturile minime de care are nevoie cineva să nu fie cele de 7.000 de lei sau de nu știu cât este, 3.000 de lei, să fie 700 de lei sau 300 de lei sau ceva de genul ăsta, să nu fie nici măcar pensia minimă, să nu fie nici măcar salariu minim și s-ar putea, toate lucrurile să fie mai degrabă poate și mai sus decât salariul mediu, nu? Să fie poate și mai sus decât 3.500 de lei per cap de membru activ al unei familii. Adică cumva, nu? Pentru că dacă... hai să ne gândim așa, nu? Dacă cineva e o familie de 2 membri cu 3.500 ori și 2 copii, s-ar putea ca această sumă de 7.000 de lei să nu fie neapărat o sumă extraordinară, mai ales în zona urbană. Dar... iarăși, dacă o luăm din perspectiva cealaltă și luăm și am calcula câți oameni sunt în țara, care este PIB-ul general al țării este ea, și le-am împărțit la număr de oameni, vom vedea că acolo încă avem probleme efectiv de productivitate, adică nu am avea atâți bani împărțind PIB-ul la numărul de oameni, cât ca toată lumea să trăiască minimal decent, adică noi încă avem o problemă de cum să facem, nu neapărat că nu avem că împărțim prost banii, fundamental s-ar putea ca noi încă să nu fim în situația în care să nu putem să împărțim bine acei bani. Adică, nu, dar gândiți-vă, nu avem 1.000 de miliarde de lei pe an. Ăsta este PIB-ul general al țării, more or less. Împărțim acea 1.000 de miliarde la 20 de milioane și pe aceea la 12 luni și vom vedea că totul se rezumă la 4.000 de lei pe lună per capita. Și atunci asta însemnând totul, de la investiții, de la chestii materiale, de la achiziții, de la orice. Deci atâta este chestiunea în țara asta. Și atunci, din punctul meu de vedere, noi trebuie să mergem să creștem acel PIB per capita foarte mult. Pentru că deja spunem, da, domnule, uite că elevii noștri, costul mediu per elev în România este 700, în vreme ce costul mediu pe elev în America este, dacă nu mă știu, spre 8.000. Da, bun, așa, am vrea și noi să fie 8.000 sau 5.000 sau 4.000, dar de unde vor fi acei bani până la urmă? Deci ceea ce vreau să spun este că evident că eu susțin orice idee prin care toate lucrurile astea, costul venitul per om, costul per elev, costul per pacient, nu știu, toate chestiile astea să crească. Dar trebuie să primim și lucrurile astea pe cifre, pentru că efectiv nu se generează acești bani din nimic. Și este o lege, ea trebuie respectată, dar în România sunt foarte multe legi care nu sunt respectate. Cel care îmi vine în minte, apropo de educație, este 6% din PIB pentru educație. A făcut un pact mare pentru apărare. 2% merg tot timpul în zona asta și chiar am înțeles că s-a depășit acest procent pentru zestare, pentru nevoile armate, pentru a face față exigențelor NATO și așa mai departe. Asta este un rezultat. Dacă vrem să facem ceva cu adevărat, să stabilim o prioritate, eu aș merge pe partea asta de educație. Toată experiența mea de viață până acum validează ceea ce vă spun acum. Prin educație eu m-am realizat. Ideea este foarte bună și sunt convins că partidul din care fac parte, Partidul Social-Democrat, va susține acest demers. Pe de altă parte, vorbim despre o lege votată de Parlament, iar acum mingea este în terenul guvernului, dânsii sunt cei care trebuie să o implementeze. Speranțele nu sunt atât de mari, dar vom face ce ține de noi de pe băncile Parlamentului să favorizăm implementarea acestui lucru. Sunt convins că Partidul Național Liberal va susține orice lege care va veni în sprijinul oamenilor, mai ales în sprijinul oamenilor care au nevoi. În schimb, Partidul Național Liberal nu va susține în continuare ca oamenii să trăiască doar din ajutorul social la nivelul comunităților locale, ci va încerca în aceste comunități să investească pentru ca comunitatea să reușească să se dezvolte prin investițiile pe care le face fie de la nivel guvernamental, fie de la nivel local. Da, dacă bine știu, venitul minim de inserție este o comasare a veniturilor suplimentare, veniturilor de care vin în ajutorul familiei sau persoanei aflate în necesitate. Aici vorbim de venitul minim garantat,
așa numitul VMG, pentru că așa e mult mai cunoscut, vorbim de alocația de susținere a familiei și susținerea pentru încălzirea locuinței. Aici am mai multe semne de întrebare. Știu că legea o să intre în vigoare în 2022 aprilie, dacă bine îmi amintesc, cu venitul minim garantat. Sistemul în România pe care o aplicăm legat de venitul minim garantat este unul foarte vechi. Și avem în jurul nostru alte țări care au implementat altfel și au formulat un cadru legislativ în așa fel încât chiar vine în ajutorul cetățeanului aflat în necesitate, în stare de nevoie sau ajută familia ca din moment ce are una, două, trei copii să nu fie o greutate mare să crească acei copii. Venitul minim garantat trebuie regândit în România și eu m-aș gândi în direcția în care putem să oferim posibilitatea persoanei care beneficiază de acest venit minim să fie obligat să aibă un contract de muncă deja, să fie învățat ce înseamnă contractul de muncă, ce responsabilități are de a se prezenta la serviciu, de a lucra 8 ore, 4 ore, depinde de capacitatea lui de muncă, ce înseamnă să primească de două ori sau o dată pe lună salariul respectiv, ce înseamnă să se gospodărească cu salariul și să vadă și alte modele de oameni, de familii care trăiesc din venitul respectiv pe care îl realizează și el. Pe de altă parte, să vină în ajutorul persoanei respective pe dezvoltarea profesională. Pentru că sunt unele persoane care trăiesc din venit minim garantat pentru că nu au o profesie de care are pe care l-ar putea valorifica undeva. Dacă vorbim de investiții și vine o firmă care își deschide o firmă de croitorie, să spunem, într-o localitate, degeaba ajută autoritatea publică locală cu facilitățile potrivit legii pe care poate oferi firmei respective, dacă nu are croitorese. Evident că în acest moment identifică autoritatea publică locală necesitatea de personal, resursa umană pe care avem nevoie și după aceea împreună cu firma respectivă, cu ajutorul autorităților publice, poate să ofere un curs de formare profesională. A fost promovat de guvernul tehnocrat din condus de Dacian Cioloș în 2016 și de ministrul Dragoș Puslaru, care era ministrul Muncii. A fost și aprobat de Parlament. Într-adevăr, n-a fost implementat niciodată pentru că în fiecare an se spune că nu sunt resurse financiare pentru implementarea acelui proiect. Dar noi ca partid vă dați seama că îl susținem fără nicio urmă de reținere. Ca multe alte legi care sunt într-adevăr în curtea puterii executive, pentru că am spus-o, acele politici în cadrul unui guvern, de mulți ani în România, izvorul se regăsește în nevoia societății, dar decizia nu mai este în putere legislativă, este în putere executivă. Și atunci când anumite proiecte de legi sau proiecte de aprobare a ordonanțelor de urgență eliberate de diferite guverne, tergiversează în aplicarea și în implementarea lor, fie prin lipsa normelor de aplicare, cum se întâmplă și îmi vin foarte multe, și acest exemplu a legii venitului minim de inserție, legea 196/2016, cum vă spuneam, clar, Partidul Național Liberal va trebui să aibă și are o mare responsabilitate cu privire la implementarea acestei legi care trenează încă din 2016 și nu este astăzi aplicată. Cel mai important este să avem, eu știu, aici la unison și responsabilitatea omului și întreg spectrului politic în România de a avea prin legea bugetului de stat sumele necesare alocate, pentru că nu e suficient să ai cadrul legislativ pus la punct, să ai norme atât timp cât vezi, și dau exemplu aici, aceea pe strategie națională cu privire la pactul pentru apărare, unde 2% din produsul intern brut este alocat an de an pentru dotarea și înzestarea armatei. Cred că în același sens va trebui să existe un consens la nivel decizional și politic, astfel încât pe o perioadă
de mai îndelungată, de minim 10 ani de zile, să existe clar un procent fix din produs intern brut alocat inserției și a, și a sprijinului pentru aceste familii și persoane vulnerabile. Sigur că da. Legea privind venitul minim de inserție vizează o serie de intervenții, de prestații și de ajutoare pe care statul român ar trebui să le acorde persoanelor defavorizate, persoanelor vulnerabile. În mod evident că vom susține această aplicarea acestei legi și, după caz, îmbunătățirea ei, astfel încât, repet, decalajele care s-au instituit între cetățenii români proveniți din medii socioeconomice defavorizate și ceilalți cetățeni să fie cumva diminuate. Unul dintre principiile care ar trebui să stea în centru tuturor acestor intervenții este cel al echității sociale, care este mai curând sinonim, eu așa îl văd, cu dreptatea socială decât cu egalitatea. Noi ne acceptăm fiecare, să spunem, rolul în societate, înțelegem că ocupăm într-o anumită perioadă diferite poziții în societate, însă dacă ne-am imagina bunăstarea acestei țări sub forma unui tort, trebuie să ne gândim că și acele persoane aflate pe cele mai dezavantajate poziții sociale ar trebui să se bucure de o feliuță cât de mică. Cam asta înseamnă echitate socială, echitate care ar trebui să aplice în toate domeniile esențiale ale vieții politice și sociale, în educație, în sănătate, în administrație publică. Deci echitatea, din punctul meu de vedere, ar trebui să guverneze cumva toate acțiunile noastre pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile. Sunt foarte multe legi în România care sunt aplicate, care sunt promulgate, dar nu sunt puse în aplicare pentru că nu au normele de implementare. Iar normele de implementare le fac entitățile guvernamentale, le fac ministerele, în fiecare ministerele de resort în parte. Ei, ministerul acela trebuie să consume niște resurse bugetare pentru implementarea respectivelor măsuri. Trebuie să aloce bugete întregi pentru anumite dimensiuni pe care proiectul de lege îl solicită și îl dorește a fi pus în aplicare. Dar vorbeam de acel venit minim garantat. Este și pot să discut despre acest concept în completarea la ceea ce am spus mai devreme. Este necesar ca să arăți că statul român se preocupă îndeaproape de cetățenii lui și să cumva să salvezi pentru moment o stare deficitară în viața unui om, dar acestea sunt măsuri pe termen scurt. Pe termen foarte scurt, statul român ar trebui în contrapondere să se preocupe de căi și oportunități pentru că acești oameni care intră în venit minim garantat să se desprindă cât mai repede de acest concept. Deci discutăm despre venitul minim garantat ca o soluție temporală, ca un colac de salvare, dar cu toții trebuie să fim conștienți că nu putem să stăm numai cu un colac de salvare mulți ani în apă. Vedem ce se întâmplă de foarte multe decade în România, vedem cum unii concetățenii noștri au ajuns să trăiască la modul, să spun așa, platonic din acest concept de venit social. Vedem cum politicul local, acolo, la nivel de sat, de comună, prin acest mecanism de venit minim garantat, de sprijin minim pe care statul oferă pentru o persoană care nu are posibilități de a se angaja, de a munci, de a se întreține, condiționează votul, condiționează conduita politică a cetățeanului. Ei, aici este o foarte mare problemă. Din 2016 este legea respectivă adoptată. Acum m-am informat un pic. Și dacă ar intra în vigoare în orice moment, acum, de fapt, legea, așa cum este ea scrisă, ar duce la o creștere cu probabil undeva la 30% a cheltuielilor cu prestațiile sociale,
Ceea ce a fost socotit de toate guvernele din momentul respectiv, de la momentul respectiv, ca insuportabil din punct de vedere bugetar. O bună parte din ceea ce este în legea venitului minim de inserție este deja aplicat. Adică nu e ca și cum acolo s-ar fi reinventat tot sistemul de prestații sociale din România. Nu, este practic o lege care codifică toate prestațiile sociale într-o formă coerentă, dar adaugă la prestațiile sociale. Și această creștere nu a fost considerată suportabilă de către guvern din punct de vedere bugetar, plus că pentru implementarea ei, dincolo de partea financiară, care este fundamentală, cred că era nevoie și de o anumită infrastructură de procesare, de monitorizare și mai departe, care nu există. Încă o dată zic, legea respectivă e foarte faină. Păcat că nu poate fi implementat, adică nu poate fi. Guvernele socotesc că nu este implementabilă. Acum, cum ar putea fi? Eu vorbesc aici în termeni realiști. Că, încă o dată zic, aș putea spune, dar cum să nu? Voi susține, urmăriți-mă, voi fi supermenul prestațiilor sociale. Dar niciun guvern nu-l va implementa în acest moment așa cum este pe actuala structura bugetului, adică actuala mărime a bugetului. După câte știu, legea a fost aprobată în 2016, ceea ce înseamnă că guvernul actual ar trebui să o pună în aplicare, în așa fel încât, într-adevăr, această lege a inserției să poată să-și intre în dreptul, dacă pot spune. Da, aici aș zice că argumentul meu ar fi că acest proiect a fost redactat pe durata mandatului guvernului tehnocrat. Unii membri ai guvernului tehnocrat sunt actualii mei colegi. Aș merge, nu cred că e niciun dubiu că noi susținem acest proiect. Da, fără doar și poate. În România trebuie să existe un venit minim foarte bine definit, astfel încât acel coș de cumpărături să nu fie imposibil de atins, în primul rând, da? Și, cum vă spuneam, mai mult de atât, cred că nu trebuie să ne oprim la acea discuție a venitului minim, da? Astfel încât omul să ducă să-și ducă viața într-o economie de subzistență. Și mai mult de atât, Partidul Național Liberal provoacă orice cetățean român să gândească în mod deschis în viitor prin ochelarii investițiilor. Și de asta încercăm să spunem zilnic că abordarea noastră este total diferită de ceea ce promit pseudo-socialiștii în România, pentru că în momentul în care tu investești, în mod automat crește calitatea vieții în jurul tău și în casa ta. Și n-am avut niciodată abordarea aceasta în ultimii 30 de ani în România. Abordarea pseudo-socialiștilor din România a fost una deficitară, și anume faptul că orice român poate trăi pe baza consumului. Adică îți dau ceva astăzi în portofel, o sumă mică, pentru că nu-ți permite bugetul să arunci înaintea alegerilor cine știe ce sume exorbitante. Și românii au picat de multe ori în capcana aceasta, dar ca român trebuie să te gândești că abordarea noastră liberală de investiții ți aduce mai mult decât ceea ce ai în portofel la acel moment. Dacă ți se termină banii pe care ai în portofel, tu ai un sistem de autostrăzi foarte bine pus la punct, ai un sistem sanitar foarte bine pus la punct, ai un sistem de educație foarte bine pus la punct, lucruri care sunt garantate prin Constituție de statul român și pe care astăzi nu le avem, din păcate, din cauza lipsei investiții. Un alt ingredient foarte important de care avem nevoie în toată această ecuație este sustenabilitatea. Și nu spun asta pentru că mă aflu în casa ambasadei sustenabilității, ci din datorită faptului că orice faci în viață, absolut orice program pe care îl implementezi ca politician, orice viziune pe care o implementezi, trebuie să fie una sustenabilă, să se susțină din economia reală, să aibă
în spate un tablou, ca să spun așa, complex de resurse, de soluții care să facă ceea ce îi ofer cetățeanului sustenabil în ochii cetățeanului. Thank you.